În cursul zilei de ieri, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de precipitații și vijelii pentru județul Maramureș, valabilă până miercuri la ora 3. În această după-amiază, însă, prefectura a revenit cu informarea asupra faptului că județul se va afla sub avertizare de cod portocaliu, înregistrându-se precipitații însemnate, precum și vânt și vijelii. Au fost vizate cu precădere zonele Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Bicaz, Boiu Mare, Copalnic, Mănășturi, Coroieni, Mireșu Mare, Oarța de Jos, Valea Chioarului și Vima Mică. S-au înregistrat descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie, depășind la rafală 90 de km pe oră, dar în unele zone și grindină de dimensiuni medii. Institutul Național de Gospodărire a Apelor a emis o atenționare de cod galben de scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe afluenții mici ai Someșului și afluenți bazin mijlociu, județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, precum și bazinul Crasna. Această avertizare este valabilă până în această seară la ora 24.